Because some things are just worth fighting for. Salut, salut! Ebola sunt și vreau să vă comentez o serie de replay-uri dintr-un replay pack de pe Team Liquid cu Hack, un foarte bun jucător de Protoss, are o faimă internațională incredibilă. Este un jucător cu un APM devastator, iar în acest match o să-l înfrunte pe binecunoscutul EG Hydra, un jucător de Zerg, probabil cel mai bun din lume la momentul actual. Este de asemenea foarte cunoscut. Am ales să comentez aceste meciuri în special pentru că Hack este unul dintre cei mai buni Protoss, iar eu fiind Protoss am zis să comentez partea aceasta. O să selecționez 5 meciuri din acest replay pack. Desigur, ele sunt foarte multe și interesante. Am să le comentez pe cele mai interesante 5. Acest match l-am comentat în special pentru că vedem doi jucători de vârf înfruntându-se într-o confruntare legendară, Protoss versus Zerg. O să vedeți foarte multe elemente în lupta dintre cei doi. Dacă stăm să ne uităm, de exemplu, la APM tab, o să vedem că ambii jucători o să-și păstreze acest APM incredibil pe tot parcursul meciului, undeva la 200 de APM-uri, deci vreau să vă spun că nu glumim aici, sunt jucătorii incredibil de buni, sunt foarte, foarte imprimați în mentalul acesta colectiv pentru competițiile la care participă, pentru finalele pe care le câștigă, deci probabil dacă spui Zerg, toată lumea știe de Hydra, dacă spui Protoss, toată lumea știe de Hack, de Noni, sunt câțiva jucători reprezentativi pentru fiecare dintre rase. Vreau să vă rog să intrați pe site-urile StarCraft2vidcast.ro, unde o să găsiți multe, multe filmulețe interesante, inclusiv acest replay pack comentat de mine și alte replay pack-uri comentate de colegii mei Crusader și Death Angel. Și de asemenea să intrați pe StarCraft.ro, unde o să vă puteți înscrie la foarte multe competiții pentru amatori, pentru profesioniști, cu premii în gaming gear și bani. Vedem aici cum Hack face un mic patrol aici cu această probă pentru a-l împiedica pe Hydra să-și ia acea expansiune. Vedem cum atunci când ajunge cu drona se mișcă și pune acest pilon pentru a întârzia hatchery-ul. E foarte bine ce face aici Hack. În multe replay-uri vedem cum încearcă să întârzie acest hatchery. Doi zerglingi vin acum pentru a-i distruge primul pilon. Vedem cum îl pune pe al doilea și dă cancel la primul. În ultima secundă i-a dat cancel. Incredibil cât control are acest jucător. Uitați cum a pus încă doi piloni aici și probabil nu o să piardă pe niciunul dintre ei. O să le dea cancel. Uitați, cancel și iar cancel. Incredibil, incredibil cât control are Hack. N-a pierdut nicio resursă pe acei piloni și a întârziat foarte mult acest hatchery. După cum vă spuneam, o să fie un match pe cinste. Sunt ferm convins că acești jucători o să ofere un spectacol incredibil. Dacă o să vă arăt pe parcursul meciului secvențial acest APM tab. După cum vedeți, APM-urile sunt la fel ca la început, până în acest moment nu a scăzut deloc, deci nu a fost doar un fals APM de început. Este incredibil cum acești jucători se pot mișca pe tot parcursul meciului. O să vedem din partea zergului o încercare aici de map control. Deja a trimis acești zerglingi, foarte important să știi ce face adversarul tău, ce încearcă să construiască. Uitați, ține acești overlords foarte bine amplasați aici pentru a face un eventual scout mai târziu și zerglingii la ieșirea din baza sa pentru a-i ține aici o oarecare presiune. Dacă încearcă să iese cu trupe în early, Hydra își va da seama și va face o defensivă. Dacă încearcă să facă, nu știu, o clădire foarte ciudată aici la baza rampei sau ceva, o să știe exact despre ce e vorba. Vedem acum cum Hack încearcă să înlăture acest grup de zerglingi pentru a-și putea face probabil jocul fără ca Hydra să știe exact despre ce e vorba. La nivel foarte înalt,
toți jucătorii încearcă să obțină cât mai multe informații, dar mai important este să-l împiedici pe adversarul tău să obțină acele informații. Deci aici Hack încearcă să facă tot posibilul pentru a îndepărta acești zerglingi, după cum spuneam, și iată, vine acest Fast Nexus, foarte, foarte important în economia lui Hack. A venit și un pilon la baza rampei, are acest sentry pentru a-și asigura o oarecare defensivă. Vedem cum mai scoate încă un sentry în acest moment și destul de neobișnuit pentru un Protoss să facă acest fast expansion chiar atât de repede în minutul 7, poate nici minutul 7, n-are foarte multe trupe. Dacă Hydro a juca la o masă de zerglingi și l-ataca în acest moment era gata, dar probabil Hack știe cum joacă Hydra, l-a mai întâlnit în diverse concursuri și știa că o să meargă la acest Roach Warren după Fast Expansion pentru a-și pune în valoare economia și a riscat și el să facă acest Nexus la rândul său pentru a nu rămâne foarte mult în urmă. Vedem cum deja are 4 sentriuri, un stil foarte interesant de joc pentru Protoss, să își folosească cât mai multe sentriuri și zeloți pentru a împiedica adversarul atunci când încearcă să atace. O să vedeți, cu foarte puține trupe o să reușească să țină piept doar cu aceste sentriuri. Vedem aici 2 Void Rays pe câmpul de luptă din partea lui Hack, 2 Early Void Rays. Uitați cum folosește acel overlord de la început să scauteze, vă ziceam. Dar în acest moment e foarte târziu, n-a văzut acele Void Rays sau nu cred că le-a văzut. Își face a treia expansiune aici, riscând destul, dar nu știu cum o să respingă aceste Void Rays. Într-adevăr, vedem aici la secundar un Hydralisk Den, foarte important, și un Evolution Chamber, da, a văzut cu un Overlord sau ceva, a văzut aceste Void Rays și o să încerce acum să le respingă. Hack foarte, foarte bine a încercat un Early Pressure, l-a determinat pe Hydra să-și facă ceva anti aceste Void Rays și a ales să-și facă Hydre. Vine cu aceste 2 Queen-uri să fac o defensivă aici. Void Ray-urile sunt deja încărcate și fac extraordinar de mult damage, dar Hydra n-are mană să-și dea să-și hileze acel Queen și iată cât de ușor pică. Un foarte bun control din partea lui Hack, vedem, dar totuși pică acest Void Ray. A fost un pic neatent acolo și a întors Void Ray-ul crezând că va muri Queen-ul mai devreme și a pierdut unul dintre cele 2 Void Rays. În acest moment încearcă să facă cât mai mult damage, să distrugă cât mai multe drone pentru a-i distruge aici și oarecare economie, dar vedem cum a scos încă un Queen și 2 Hydre. Deja Hydra este destul de bine apărat, are aceste Hydre pe câmpul de luptă, 7 la număr, și Void Ray-urile deja nu mai au nicio utilitate. Poate aici la această a treia expansiune să mai facă un pic de presiune, dar mai mult de atât nu cred că mai au ce face pe câmpul de luptă. Vedem cum încearcă cu acești zeloți și sentry să plece pe ofensivă, probabil ca să le dea timp acestor Void Rays să pună un pic de presiune. Vedem cum pierde încă unul dintre cele 3 Void Rays existente pe câmpul de luptă. De asemenea, dacă ne uităm la Unit Stab, vedem că e un pic în urmă cu probele este și normal, zergul se extinde mult mai rapid și exact pe asta se bazează, pe o economie incredibilă. Aceste 2 Void Rays sunt încărcate și în acest moment Hack se decide să atace și cu zeloții, cu sentry, dar și cu aceste Void Rays. Nu face mare lucru pentru că Hydra are foarte mulți Roaches și Hydra aici i-a distrus toate Void Rays-urile și de asemenea i-a pus pe fugă această mică armată. Uitați cum acest Protoss incredibil, l-am văzut în multe meciuri, folosește pe poziții defensive Photon Cannon-ele. Foarte puțin Protoss apelează la această defensivă cu cannone. Este important să aveți cannone, mai ales pentru a evita un Mutas Harass în linia de minerale din partea zergului. Totuși acum văd că Hack tranziționează pe Phoenix, nu știu, probabil pentru a-i fugări acei observatori pe hartă, acei overlords amplasați destul de bine din partea lui Hydra.
Uitați cum ține unul cam în toate pozițiile importante pentru a-și asigura map control-ul și vision-ul pe hartă și întotdeauna este conștient de ce va face adversarul său. Vedem acum un atac inițiat din partea lui Hydra. Are acest upgrade de Barrow. Poate să-și bage acei roach în pământ pentru a se mișca cât mai bine pe hartă. Are undeva la 16 hidre și 15 roach, dar vedem cum Hack rezistă aici pe defensivă cu trupe foarte, foarte reduse. 3 zeloți, 6 stalkeri și 2 sentriuri. Totuși face față atât de bine unui atac numeros din partea zergului. Uitați-vă câte trupe și aduce aici Hydra pentru a încerca să pătrundă în defensiva lui Hack, dar folosindu-și foarte bine aceste sentriuri și force fields, nu are nicio șansă. Cum vă spuneam, acest tip de defensivă din partea lui Hack e probabil cel mai eficient pe astfel de hărți, mai ales împotriva unui adversar zerg care încearcă să vină cu o armată copleșitoare și să pună foarte multă presiune. Vedem cum aceste două photon cannone au un rol vital în această defensivă. Când a pus acele sentriuri, photon cannone le puteau să tragă în range-ul respectiv și vedeau de asemenea și acei borrowed roaches, deci nu a avut nicio problemă pe defensivă și a urcat stalkerii pe upper ground aici ca să aibă range să tragă în adversar și să nu fie văzuți de acesta. Încearcă acum să distrugă aceste roci din spatele bazei. Vedem cum scoate 2 observări în același timp, probabil pentru a obține și el la rândul său un map control destul de bun. Până acum a fost dominat la acest capitol. Vedem încă 2 gateway în producție aici și Robotics Bay, probabil pentru acei Colossus, foarte importantă unitate din moment ce Hydra a ales să meargă pe roach și hidre. În sfârșit, Hack probabil o să încerce o a treia expansiune după ce a văzut că Hydra deja are o economie mult mai bună decât el. Dacă stăm să ne uităm la Income Tab, are vreo 200-300 de minerale în fața lui și un număr de muncitori mai mare. În acest moment, Hydra decide să facă acel Spire și un Infestation Pit, probabil pentru aș extinde Army Composition-ul pentru a face niște coruptori după ce a făcut acel Hive și așa mai departe. Este foarte important să obții o compoziție armatei cât mai variată și să pui în valoare toate acele resurse din economia puternică a zergului. Vedem acum cum doi Colossus sunt aduși pe câmpul de luptă. Probabil asta a anticipat Hydra, fiind un jucător de înalt nivel, a zis că singura mișcare logică mai departe a lui Hack este să facă acești Colossus și cea mai bună contră pentru ei sunt într-adevăr acei coruptori. Pentru acei coruptori îi trebuia Spire-ul, l-a făcut. Vedem aici și un upgrade de plus 2 range. Deja a avut primul upgrade făcut pentru aceste hidre. Foarte important să ții unitățile întotdeauna upgradate pentru a avea un avantaj colosal în confruntările acelea de tip all-in sau în confruntările de tip 200 supply, atunci când toată armata ta trebuie să distrugă toată armata adversarului, diferența o fac mai ales aceste upgrade-uri. Vedem 4 Colossus în acest moment din partea lui Hack. Ne uităm la Units Tab, vedem cum Hydra are 26 de hidre și 26 de roach, un număr impresionant al armatei, și Hack doar 8 zeloți, 10 stalkeri și 4 Colossus. Într-adevăr, mai are acele 5 sentriuri pe care le folosește în defensivă. În sfârșit a început să mineze și din această expansiune, a treia la număr pentru Hack. Hydra nu se lasă, nu rămâne în urmă, a încercat o a patra expansiune aici, foarte important ca zergul se mențină cu una, două expansiuni în fața adversarului. În acest moment, Hack are mai multe probe decât Hydra, probabil incomul deja se stabilizează, uitați, este aproape egal, poate chiar îl avantajează pe Hack. Foarte, foarte important în acest moment zergul să-și facă alte expansiuni. O mișcare ofensivă din partea lui Hack cu acești 4 Colossus, se decide să atace aici și să împiedice expansiunea lui Hydra. Acesta la rândul său încearcă să își păzească expansiunea și vine cu toată armata în apărarea acestei poziții.
Haka a observat acei coruptori și în acest moment nu are cum să pătrundă aici și s-a decis să se retragă, totuși să-și protejeze această expansiune și ține acești observări foarte bine pentru a-și asigura un vision pe hartă. Vedem aici un al doilea observer. Probabil face un pic de scouting chiar și cu acest Phoenix, face scouting, distruge overloads pe hartă. Putem observa că deja aici resursele sunt aproape terminate, ca și în baza principală. Este vital ca Hack să se mențină în joc prin aceste expansiuni, scoate Colossus. Are un număr de 5 Colossus în acest moment, vine și al 6-lea și probabil și al 7-lea. Vedem acest Templar Archives. Probabil o să încerce să scoată cât mai curând acei High Templari și abilitatea lor Psionic Storm pentru a distruge această masă de hidre. Nu este foarte eficient într-adevăr versus roci, dar hidrele acestea având doar 80 viață și 0 armură, fiind unități de tip light biological, o să pice instant aproape când o să se casteze acel Psionic Storm. Foarte important pentru Protoss să aibă army composition-ul cât mai variat. În acest moment n-am văzut decât unități de tip Gate și acei Colossus. Vedem din partea lui Hydra, iar la fel, o compoziție foarte interesantă și a făcut acei Broodlords, morfozând coruptorii. Broodlordii sunt foarte, foarte importanți în atacul zergului, pentru că aceștia au un range incredibil și trag cu acei Broodlings pe care Protossul este nevoit să-i atace de la o distanță destul de mare și nu ajunge în raza Broodlordilor. Dar în acest moment vedem pe Hack cum își folosește foarte bine stalkerii și dă blink către Broodlordii adversarului pentru a ajunge în range și pentru a-i ataca. Foarte, foarte bine anticipat aici Hack și a făcut acel upgrade de blink pentru stalkerii săi. Vedem cum acești Colossus încearcă totuși să mențină aici o defensivă, o plus 2 la atac. De asemenea, vedem că Hydra în acest moment nu are niciun upgrade pentru atacul pentru air units, dar are 2 pentru ground. Face primul atac aici. Putem observa că în acest moment se bazează foarte mult pe acești Broodlords pentru a pune presiune pe Protoss și pentru a-l menține aici cât de cât prins în joc. Trebuie să vedem ce mai face Vrutusul în continuare, probabil da acest Psionic Storm, cum vă spuneam mai devreme, pentru a crea dificultăți zergului prin acel atac devastator atunci când acesta se decide să își mute masa de armată undeva, chiar și în poziție ofensivă. Uitați cum stalkerii snipează câte un Broodlord folosindu-și acel blink, cum spuneam mai devreme. Foarte importantă această mișcare a Protossului, încearcă să reziste aici, este singura sa speranță în acest moment să-și mențină această expansiune. Iar zergul știe foarte bine că dacă reușește să creeze suficientă presiune aici și apoi atacă all-in, o să reușească să câștige meciul. Dar Protossul prevăzător, uitați cum dă blink pe upper ground aici, folosindu-și observerul pentru reveal, să încerce să snipeze toți acești Broodlords. Uitați cum îi selectează. Acum un pic aici s-au blocat trupele pe rampă din cauza acestor sentry-uri, iar Colossus stau aici 4 care trag, iar restul de 4 se plimbă în spate acolo foarte ineficient. O mică greșeală din partea lui Hack, dar nu este ceva îngrijorător. În curând îi se face acel Psionic Storm, are destule gate-uri în bază, poate să scoată un număr foarte mare de trupe, are în prezent 5, cred că mai face, nu, are 6 și mai face încă 5, 6, deci o să aibă 12 gate-uri. Este incredibil în ce număr o să producă Hack. Iată cum încearcă această expansiune, a patra sa expansiune. Zergul probabil nici nu vede, a rămas doar la 4 expansiuni, este în număr egal zergul cu Protossul, nu o să vedeți așa ceva foarte, foarte des. Zergul probabil că putea să se extindă chiar și aici și aici, încercând să mențină aici o presiune constantă la cea de-a treia expansiune a lui Hack. Putea Hydra alege să se extindă foarte mult pe hartă, să aibă un map awareness și un map control extraordinar și poate îl copleșea în cele din urmă pe jucătorul de Protoss, dar nu știu ce a făcut în acest match, de ce a insistat să se mențină pe 4 baze. Probabil era încrezător în forțele proprii și
încearcă totuși această presiune deja învechită cu Broodlords, spun învechită pentru că Huck deja și-a dat seama care e intenția lui lui Hydra, și dacă nu schimbă această ofensivă, dacă nu trece la altceva inovator, deja o să fie depășită în acest match și o să fie ușor de oprit. Uitați cum folosește blink-ul de la stopper pentru a-i snipa ușor, deci deja nu mai reprezintă chiar așa o amenințare pentru Huck. Este chiar interesant că Huck a adus un nou element pe câmpul de luptă. Probabil Hydra nu a prevăzut acest lucru, a adus acești High Templari cu upgrade-ul de Psionic Storm și de asemenea pentru upgrade-ul pentru energie 75 atunci când sunt spawnați. Foarte important să aibă energie încă de la început, să folosească cât mai multe Psionic Storm-uri. Este, în sfârșit, Hydra alege să se extindă, să mențină acel plus 1 la expansiuni. Probabil a văzut aici că s-a extins și Huck alege și el să facă cea de-a 5-a expansiune. Aici un pic de presiune, încearcă să-i distragă atenția, dar acești stalkeri își fac treaba foarte bine. Vedem și Colossus, număr de 7, cum înaintează, de fapt 8 sunt în total. Primul Psionic Storm dat așa mai mult să-l sperie pe Hydra. În acest moment ar trebui să-și schimbe army composition-ul, să nu mai facă toate aceste hidre. Mă rog să le sacrifice într-o ofensivă puternică aici și să scoată alte unități, cum ar fi Ultralisk sau mai știu eu ce, infestori, unități de tier mai mare, pentru a nu suferi foarte mult damage de la acele Psionic Storm-uri. În orice caz, Hydra este un jucător desăvârșit, probabil am mai văzut astfel de confruntări și știe cum să le abordeze. Dar nu știu cât de prevăzător a fost la ceea ce urmează aici în această confruntare de tip Protoss vs. Zerg și cred că o să fie un pic pus în dificultate în perioada următoare când o să vedem toate acele Psionic Storm-uri. Probabil asta se și gândește acum ce vă spuneam mai devreme, să sacrifice această masă de hidre pentru un preț destul de bun din armata adversarului și să obțină un alt army composition. Vedem cum își folosește foarte bine Psionic Storm-urile pentru trupele acestea de tip Light și Bionicle, cum acoperă cam toată area aceasta și pică instant. Folosește acei colosuși bine feriți la distanța necesară, dar nu atacă decât 4. Acești 4, cum vă spuneam, se plimbă un pic pe acolo prin spate cam inutil, pentru că nu are o poziție foarte deschisă aici pentru a ataca din toate direcțiile. Protosul se blochează pe această rampă cu unitățile și Hydra este totuși avantajat în această defensivă. Nu a pierdut chiar toate trupele, mai are aici un Broodlord. Să ne uităm la units lost în acest moment. Huck este un pic avantajat, are mai multe pagube Hydra. Și iată, aduce roach pe câmpul de luptă, nu mai face acele hidre, aduce preponderent roach pentru că aceste unități sunt de tip armored și au viață 145, deci sunt implicit mai rezistenți la acea abilitate de Psionic Storm. Foarte bine anticipează aici Huck și folosește acel blink încă de la început pentru a snipa câte un Broodlord. Are acest observer aici pentru a-i asigura viziunea, putea probabil și Hydra să-și facă un observator aici și să-i scoată cu acele hidre rămase viziunea. Nu a făcut chestia asta, probabil nu a fost atent la acest mic detaliu al jocului și vedem acum cum Huck face o chestie foarte interesantă și a mutat aici toate probele. Nu știu de ce, n-a început nici măcar să mineze din acest mineral field, n-a făcut aici o expansiune, nu știu ce încearcă, acum încearcă să facă o expansiune și nu poate, pentru că Hydra are acest Zergling aici și împiedică acea expansiune. Probabil Huck și-a dat seama și o să trimit acolo un observer și o să distrugă câteva trupe. Uitați cum își mobilizează întreaga armată în acest moment, riscă un pic dacă Hydra era atent și îl ataca din prima aici, îl distrugea foarte rapid la această expansiune. Vedem cum a făcut acel overseer, după cum vă spuneam, și i-a scos în cele din urmă observerul. Vedem cum se mișcă cu acești 4 broodlords și încearcă să-i distrugă aici Photon Cannon-ul. Dacă în exact acest moment se mișca cu toate trupele și distrugea această expansiune, cred că obținea un oarecare avantaj. Nu știu de ce a folosit
hack toate trupele sale pentru a distruge aici un zerglic sau un roach. A folosit toată armata sa pentru a ajunge acolo și în acest moment se mobilizează într-o poziție de atac, probabil un atac de tip all-in, cum vă spuneam. Are populație 200 din 200 și în acest moment dorește să atace. Folosește acest stalker la început și cu foarte multă abilitate de blink în spate și zeloții pot să facă acel surround și acel scut împotriva damage-ului și stalkerii se ocupă foarte bine de restul. Are acești colosus în spate care atacă absolut orice este ground unit și îl arde rapid. Foarte bun acel atac al unității Colossus. După cum puteți observa, are 21 damage, atacă de 2 ori și are un range de 9 incredibil. Deci face 42 damage per atac la un range de 9. Este foarte, foarte bun contra biological units și contra ground units. După cum puteți observa, Hydra are doar 6 range. Hydra aici foarte crispat zice: "Wonder what this game would be like if protect units cost money." Se plânge probabil că Hack are suficiente resurse pentru a-și alimenta permanent această armată și pentru a se menține la 200 din 200 maxed out și nu poate să-l țină în late game ca zerg, nu poate să-l distrugă, nu poate să-i facă absolut nimic. Uitați cum acele Psionic Storm-uri din nou foarte, foarte bine plasate de către Hack. Uitați cum i-a cuprins practic toată armata de Hydre, de Roach, de Over, de Broodlords. Deci incredibil, incredibil, folosește chiar și acești stalkeri să dea blink pentru a-i mai snipa câțiva Broodlords. Incredibil ce damage a putut să-i facă în acest moment. Nici lui Hydra nu-i vine să creadă cât damage a putut să fac cu acele Psionic Storm-uri. Foarte bine amplasate, i-a distrus practic cam toată armata și iată Hydra, un bad manner, cum vedem în multe dintre jocurile sale, a zis fuck this game și a ieșit. Incredibil cât de mult control a avut Protossul la acest atac, foarte bine. Un meci interesant, sper că v-a plăcut să-l urmăriți. O să vă comentez încă 4 meciuri din această serie, o să fie un pack de 5 meciuri. Sper să ne urmăriți și să fiți alături de noi, să dați aici comentarii și părerile voastre, dar și pe site-ul www.starcraft2-vidcast.ro. Eu sunt Ebolas și ne revedem data viitoare. La revedere!